Acolo unde erau cei care au fost odată creștini, aici unde eram acum, chinul era mult mai mare și mai cumplit și mult mai greu de suportat. Aici era plin de toate animalele și fiarele câmpului, târâtoare și șerpi care îi mușcau. Tigrii se năpusteau asupra lor și rupeau din ei, dar carnea lor se punea înapoi la loc și ei erau cuprinși atunci de o durere groaznică. Gemetele și țipetele sunt aici tot timpul, fără întrerupere. Este o grozăvie de nedescris să îi vezi în chinurile și suferințele în care se zbat aici neîncetat. Când au privit cu ochii spre mine m-au recunoscut și unul dintre ei a zis și m-a strigat pe nume, ferice de tine că ai lăsat totul pe pământ și l-ai urmat pe Domnul Isus, căci noi care suntem acum aici nu mai avem nicio șansă și nici o speranță. În timpul acesta, am început să plâng. Și bieții de ei credeau că eu plângeam de mila lor, dar eu plângeam de fapt gândindu-mă la mine și la starea mea, pentru că deși eram mai bună decât ei, totuși nu aveam dreptul să rămân în împărăția de sus a Domnului Isus. Am rămas deosebit de impresionată și demarcată după ce am văzut toate chinurile și suferințele de aici de felul cum suferă oamenii care nu îl cunosc și nu îl acceptă pe Dumnezeu, cum suferă creștinii care au făcut păcate și au acceptat să ducă o viață urâtă în ochii lui Dumnezeu. Cum suferă cei care nu au acceptat călăuzirea Duhul Sfânt în viața și în faptele lor, ci s-au călăuzit ei pe ei înșiși, devenind astfel niște atei religioși. Este îngrozitor să vezi toate aceste lucruri și multe, multe alte lucruri și scene pe care le-am mai văzut în această călătorie și pe care mi este aproape imposibil să le descriu în cuvinte omenești. Atât împărăția de sus a Domnului Isus, cât și împărăția diavolului întreg cu mult imaginația oricărui om de pe pământ și este de cele mai multe ori imposibil să le descrii prin cuvinte omenești. După ce am ieșit afară din acest loc și am părăsit împărăția întunericului împreună cu ungerul care mă însoțea, am revenit amândoi înapoi pe pământ. Am trecut prin atmosfera pământului și m-am văzut la un moment dat deasupra orașului meu natal. Totul părea posomorât. Înainte să plec în această călătorie, orașul mi se părea frumos, dar acum clădirile păreau posomorâte și orașul era întunecat și neluminat. Ne îndreptam cu îngerul spre locul unde era trupul meu și așa am ajuns la morga spitalului unde mi-am văzut corpul, care zăcea mort. Am intrat cu îngerul în morgă și m-am uitat la corpul meu fără viață și îngerul mi-a dat voie să îl pipăi. Era țeapă în și rece. Apoi, îngerul mi-a spus, au trecut trei zile de când l-ai părăsit în această călătorie. Eu i-am spus atunci că trebuia deja să fiu înmormântată, și l-am întrebat de ce nu l-a înmormântat până acum și de ce l-au ținut așa de mult în morgă, la care îngerul mi-a spus, pentru că am ordonat eu lucrul acesta și pentru că am avut împuternicire de la Domnul Isus, dar acum tu vei intra iar în corpul tău. Eu voi lucra la capul tău ca să-ți pun creierul la loc, voi închide cutia craneană și tu vei rămâne așa cum ai fost și-ți vei căpăta iar simțurile și cunoștința. Tu ai avut capul zdrobit și picioarele și și raspinării tale au fost rupte?" Apoi a continuat, Picioarele și mâinile ți le vor pune ei în gips eu voi sta aici și te voi vedea până te vei însănătoși, iar cât privește coloana vertebrală și creierul, eu am să mă ocup de ele și am să le pun eu la loc. Și atunci l-am întrebat pe înger, bine, dar când vor vedea medicii, ce vor spune? Și îngerul mi-a răspuns, Nu-i nimic. Nu este nimic căci trupul este înghețat când îmi voi pune mâinile peste el, acesta se va dezgheța. Și într-adevăr, când îngerul a pus mâinile peste el, trupul înghețat a devenit moale. În timpul acesta, eu am simțit că sunt absorbită de o putere uriașă înapoi în corp, și atunci am intrat din nou în el. Am simțit apoi la capul meu cele două mâini calde ale îngerului și atunci am devenit deodată iar conștientă și mi-am recăpătat din nou toate simțurile. În timpul acesta femeia de serviciu a spitalului a intrat în morgă și când am văzut-o i-am zis: „Nu aveți ceva să-mi dați să mă învelesc, căci îmi este tare frig aici pe masa asta rece pe care m-ați pus.” Femeia de serviciu parcă nebunită de ceea ce a văzut, a trântit ușa de la morgă fugind și strigând că toți neagoara, au înviat morții, au înviat morții. A venit imediat medicul șef, care se temeau și el să se apropie, dar când a intrat în morgă m-am apropiat de el și l-am întrebat, de ce vă temeți, ce s-a întâmplat? La care el vizibil tulburat și marcat de ceea ce vedea acum în fața ochilor săi, îmi spune, capul tău era zdrobit și creierul tău ieșit afară din craniu. Acum este la loc și tu poți să vorbești și să vezi totul clar. Atunci i-am spus doctorului și celor care erau acolo de față, am să vă povestesc totul. Nu vă fie frică, nu mai puneți-mi mâinile și picioarele la loc în gips ca să mi se vindece mai repede, căci îngerul stă aici cu mine. Eu îl vedeam pe înger, dar ei nu-l puteau vedea. Atunci, încă speriați, m-au scos afară din morgă, dar femeia de serviciu tot nu avea curajul să se apropie și striga în gura mare că diavolul a făcut minuni. Și eu i-am spus atunci, de ce îi dai cinste diavolului, căci Dumnezeu este cel care a făcut minuna. Dar o necredința ei, biata de ea nu mai știa ce să creadă și striga într-una pe coridoarele spitalului că diavolul a făcut minuni. Mi-au pus mâinile și picioarele în ghips, care apoi s-au vindecat, și îngerul stătea lângă mine în fiecare seară și îl vedeam, dar cei din jurul meu nu-l puteau vedea. Seara, când mă rugam, el apărea lângă patul meu și îmi spunea cu blândețe și dragoste, dormi în pace. Și în dimineața următoare, când mă sculeam, mă simțeam mai bine. Cu fiecare zi ce trecea îmi reveneam și mă refăceam tot mai mult și la scurtă vreme mi-au dat drumul acasă. Când medicii de la spital i-au dat soțului meu vestea că voi fi externată, lui nu îi venea să creadă. Am părăsit spitalul la scurt timp și m-am întors acasă, dar aici, spre surprinderea mea, am găsit multă durere și jale. Soțul meu cumpărase și pregătise deja sicriul pentru înmormântarea mea. La cimitir groapa era săpată. Colacii pentru pomană au fost cumpărați, iar familia și rudele erau pregătite pentru a merge la înmormântarea mea. Am văzut și hainele din garderoba mea pe care ele au pregătit deja pe toate pentru a le da pe la săraci. Când am ajuns acasă, vă puteți închipui ce șoc mare a fost pentru toți. Le-am povestit la toți experiența călătoriei mele în afara trupului, pe unde am fost. Ce am văzut și tot ce mi s-a spus că trebuie să spun. Le-am spus în detalii tot ce am văzut, am auzit și am simțit în cele două împărății în care am fost dusă în aceste trei zile. Soțului meu i-a venit cu greu să creadă toate acestea, și deși locuiam și trăiam alături de el zi de zi în aceeași casă, el mă întreba mereu, Tatiana, ești tu cu adevărat? Nu ești o altă femeie care seamănă cu soția mea și pe care doctorii au trimis-o în locul ei. Doar eu am fost la spital și te-am văzut cu capul zdrobit moartă și înghețată în morgă. Tu nu ai nicio tăietură pe cap și nici o urmă de accident acum. Capul tău este întreg și coloana ta vertebrală ruptă este acum dreaptă. Cum așa? Și am povestit iar soțului meu totul, cu lux de amănunte. Dar chiar și după un an de zile de la acest eveniment, lui tot nu îi venea să creadă că eu sunt soția lui adevărată. Până când într-o noapte, Dumnezeu i-a arătat în vis că tot ceea ce i-am spus eu era adevărat. Și de atunci încolo el nu s-a mai îndoit. S-a convins apoi și mai mult și și-a dat seama de adevăr când am început să scriu despre această experiență și să trimit mii și mii de scrisori în toată fosta Uniune Sovietică și prin toată lumea. Am reușit să le traduc în mai multe limbi și am făcut și casete pe care le-am trimis peste tot ca să-i avertizez de toate aceste lucruri pe creștini, dar și pe cei care îl caută sincer pe Dumnezeu, după cum i-a cerut Domnul Isus. Domnul Isus transmite acest mesaj în special creștinilor și le spune pe această cale să nu își asume lor binecuvântările lui Dumnezeu și să nu folosească aceste binecuvântări pentru propriul lor interes sau beneficiu, pentru că nici cel puțin trupul lor nu le aparține. Acesta este Templul Duhului Sfânt care trebuie prin tot ce spune și face să-l glorifice pe tatăl și pe fiul. Domnul Isus spune creștinilor să ducă o viață sfântă și curată, să cântărească tot ceea ce fac și vorbesc, pentru că nu este de ajuns ca ei să frecventeze o biserică. Ei trebuie să postească și să se roage mai mult, dar în același timp au nevoie și de fapte prin care Dumnezeu să fie cu adevărat glorificat și lăudat. Încredințați-vă mai mult postului și rugăciunii, și nu faceți lucruri sau fapte prin care voi să primiți laudele sau recunoștința de la cei din jur, ci faceți aceste fapte astfel ca toată lauda, cinsta și gloria să fie aduse celor în drept să le primească, adică Tatălui Ceresc și Domnului Isus. Domnul Isus mi-a mai arătat că mulți creștini lucrează pe pământ doar pentru ca ei să fie înălțați și onorați. Ei vor să fie apreciați și ridicați în slavă pământească și cei din jur să îi cinstească, dar Dumnezeu spune, eu vreau ca slava să-mi dea toată mie. Le-am dat binecuvântări. Ei sunt robii fără drepturi eu. Punct. i am răscumpărat prin fiul meu. Nici trupul lor nu le aparține și nici sufletul și duhul. De aceea, iubiți frați și surori și toți cei care veți citi aceste rânduri, Administrați cu înțelepciune tot ce v-a dat Dumnezeu. Nu veniți la El cu mâna goală, căci nu frecventarea unei biserici vă salvează sufletul. Este adevărat că și aceasta trebuie să faceți, dar veniți la El cu snopi, veniți la El cu roade, veniți la El cu toată credința ce o aveți în voi și transmiteți și la alții din credința voastră, cinstindu-i în felul acesta pe tatăl și pe fiul. Dați ce este mai scump pentru Domnul și în numele Domnului, El a părăsit împărăția de sus, din care am văzut și eu o părticică, și a venit aici jos pe pământ, printre noi și pentru noi, ca să își dea viața pentru răscumpărarea noastră. Ce putea să facă mai mult? Ce dovadă mai mare a dragostei sale ne putea oferi? Este cumplit să te întâlnești odată cu Domnul Isus și apoi să fii întors de la poarta împărăției sale. De aceea în numele lui cel sfânt și preanalt, domn al gloriei eterne, vă rog la încheiere, administrați cu înțelepciune și cu dragoste tot ce aveți și tot ce faceți, faceți voia lui în toate căile voastre. Nu căutați la foloasele voastre proprii, ci căutați la folosul altora. Căutând la folosul altora, le dați și lor șansa să poată ajunge și ei la Dumnezeu în împărăția de sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne salveze pe toți pentru a ne putea întâlni fericiți la sfârșitul acestei călătorii pământești. Acolo sus sunt minunata lui împărăție. Dăruiți și la alții mesajul acesta minunat al său. Amin sfârșit.